mergem acum mai departe. Da, dragilor, ultimul anunț al invitaților noștri este că de Paște petrec în familie. Dar care este cea mai frumoasă amintire din sânul familiei? Aflăm chiar acum de la Cornel Ilie și Ioana Ignat. Bine ați venit, dragilor! Bine v-am găsit! Bună! Bine v-am regăsit! Ei, ce faci? Nu te-am mai văzut de mult, Ioana. Vă pregătiți de sărbători? Aveți planuri? Toată lumea bănuiesc, dar nu știu, eu de sărbători, sau cel puțin spre Paște, nu o duc chiar așa într-o zonă asta foarte... Comercială? Nu, comercială, dar nu voioșenia, cum e spre Crăciun, cu multe cadouri, cu hai să ne distrăm, hai să petrecem. Mm-hmm. Încerc să-mi aduc puțin aminte de ce înseamnă de fapt Paștele și îl fac mai retras, așa puțin mai... Adică nu, nimic ostentativ și nimic dus în distracția aia care... presupune că vine cu o sărbătoare. E un alt fel de sărbătoare. Așa este. Eu sunt curioasă, mă uit așa la Ioana și încerc să-mi imaginez pe Ioana făcând cozonaci. Gătești? Gătesc, da. Cozonac încă n-am făcut, nu prea. Adică n-am gătit niciodată dulciuri. Dar ce mâncare gătești? Chiar sunt curioasă. Păi de toate. Am gătit și sarmale și ardei umpluți. Bine, așa. Cu ajutor, nu singură. No, păi e frumos să fie lumea în bucătărie să... Gătesc cam orice. De Paște ai ceva special? Vreau să mă duc acasă. Mă rog, vrei să duci acasă, am înțeles. Duci acasă, sincer, și acolo aștept, să ai ceva meniu, sigur. Abia aștept să mănânc ouă. Am postit și mai am câteva zile de post și mi-e foarte poftă de ouă. În rest, da, toate mâncărurile astea pe care le face toată lumea. Salată, beof, sarmale. Drob. Drob nu mă bag la ăla, că nu-mi place, bagi, nu. Da, carnea de miel? Nici carne de miel, n-am încercat încă. N-am avut curaj. Cum n-ai încercat încă? N-am încercat. Da, nici nu trebuie, dar de ce e obligatoriu? Cum adică n-ai încercat încă? N-am încercat. Bun, una, adică poți să general nu prea sunt cu carne. Ai mâncat și nu-ți place, dacă n-ai încercat. Vezi, mi-am găsit și eu o fată. Ce anume? Mai spune o dată, Ioana. Tu, în general? Nu prea mănânc carne. Și mai ales de astea, miel, iepure, nu m-am băgat. Poate mai încolo. Mai încolo, nu. Poate nu. Acum nu. Nu te lăsa influențată de băiatul ăsta verde și rău. Aia un fel de grinci, dar al Paștelui. Nu-i mănânci, știi? Tu mănânci și mănâncă iepurile. Păi ce mă, că ne cultivăm și noi avem grădină. Nu? Ai grădină, ai curte? Cum? Sau stai la bloc? Dă cu sapă zilnic. La bloc, la bloc. Cred că te-ți face schimb de locuri să vorbiți voi între voi și între noi. Cred că da, că suntem și nevorbiți, noi nu prea vorbim. Da. Avem mereu treabă cu invitații. Cornel, dar tu în bucătărie. Eu în bucătărie? De la 1 la 10. Cornel în bucătărie. Nu, vreau să, de la 1 la 10, la nivel așa. 1 fiind, nu mă bag deloc, 10. E un frigider, e un televizor. Exact. În bucătărie e și o ușă pe care poți să ieși afară de acolo. Și nimic? Cu mânuțele astea două, nu vopsești și tu niște ouă? Uite, de Paște, să știi că... Nu știu dacă de fiecare dată în ultimii câțiva ani am încercat să fac singur să colorez, să vopsesc ouăle. Frumos. Cu model, cu ceva ce... A, da? Da, chiar... așa, să aberez puțin, să mă joc cu niște nuanțe. Frumos. Să văd ce modele fac pe acolo. Da, încerc să, măcar așa, să compensez faptul că eu nu gătesc. Aș putea, fac niște salate foarte bune, dar nu chestia asta cu să stau mult, să gătesc, să prepar, să nu... Încă nu mi-a intrat mie în sânge. Da, uite, anul ăsta... Mai încolo. Dar vreau drob. Eu abia aștept drobul. Da? Da, deci dacă nu mănânci, trimite-l curier, pune-l pe tren și mă duc eu și-l iau. Dar anul ăsta-s curioasă, că are 5 ani unul dintre copiii tăi. Zara are 5 ani ceva, Cezar aproape 2 ani. Și nu faceți o chestie cu vopsitul? Păi, da, cu Zara am făcut deja și acum, și în anii trecuți, toată povestea aceea de cu ascunsul ouălor în iarbă. A, Egg Hunt. Da, nu știam că se cheamă Egg Hunt, dar... Vânătoarea de ouă. Bravo! Bravo! Bine că ai tradus se și poate. Pe limba noastră a muritorilor. Chiar că doar nu am inventat-o noi. A venit de acolo, pe de la aceștia care vorbesc cu engleză, sincer, fluent. A venit de la străini. probabil că și Cezar o să facă acum același lucru, dar da, Zara o să... Mai ales că îi place foarte mult să deseneze și să picteze și desenează foarte bine. Probabil că și anul ăsta o să ajute la ouă. Da. Ioana, eu știu că tu ai... Sunteți 5 frați? 6. Sau 4 fete și 2 băieți. Mai ai 5 frați. Mm-hmm. Mamă. Da. Cum e la voi de sărbători? Dacă vă adunați toți. Păi, cred că ca în orice familie mergem dimineața la biserică, după aceea luăm masa împreună cu toți, după aceea ne punem la somn,
Normal? Da. Că trebuie să faci de astea. Aia. Băi, era și o cât de nimic, noi, după masă, cu nimic diferit. Era o bărbă, știi? Abia aștept să ajung. Mă duc mâine, poi mâine, sper. Dar voi când vă adunați așa, mi se pare foarte tare să ai o familie așa, să ai mulți frați, știi? Da, într-adevăr, nu te plictisești. Vă înțelegeți bine, vă certați, sau vă jucați împreună, aveți activități pe care le faceți în fiecare an de Paște, noi ne vedem și facem, nu știu, jucăm... Eu am lipsit destul de mult de acasă, încă de mică, că am fost... Pe drumuri. Pe drumuri, exact, cu cântatul. Și nu mă mai cert cu ei. De când am plecat de acasă, nu mă mai cert cu nimeni. Nu mai am nimic de împărțit cu nimeni. Ce tare! E o atmosferă foarte frumoasă. De fiecare dată când mă duc acasă acum, Ana, mă bucur mai mult decât când eram mai micuță. Mai ales că am lipsit atât de acasă. Acum abia aștept să ajung. Abia acolo am liniște. Frumos. Frumos, da. E bine să-ți fie dor. Vezi că-ți buni și pauzele astea mai cove. Și ce zic? Da, mai e, da. Și mie îmi plac pauzele de publicitate maxim. Maxim de tare îmi plac. De fapt, încă de când eram copil apreciam foarte mult la școală recreația. Că el era cu socializarea, mai știi, că în timpul orei altcineva era șeful. Aia, și nu puteai tu să coordonezi. Îmi plăcea întotdeauna să mai discut cu oamenii. Deși, mă rog, rețelele sociale încă nu erau atât de erau oracole, prezente. Cum adică? Rețea, da, socială bio-organică. Cândva bilețele pe sumase erau mai, da, erau mai populare. Oracole pentru cei care... Ce care ce? Era mai avansați puțin. Mai... Exact. Nu era pentru toată lumea. Nu era pentru toată lumea. Dar tu vorbești ca și cum nu erai foarte solicitat să scrii în oracolele. Ba da, m-am completat. Tocmai de-aia v-am să spun că eram un ales. Da. Nu glumesc, dar nu. Și avea de-alea. Când va bate vântul prin părul tău, să-ți aduci aminte de numele meu. Trebuia să fii creativ. Trebuia să îmi doi colțuri, să faci origami, să pui să pliculețe, surprize, mai sărea un confete. Greu. Eu eram foarte creativă. Eu tocmai că eu desenam mai mult. Pentru că voiam să-i spun cuiva ceva anume sau să arăt că îmi place de ea. Făceai vartă. Făceam desena, da. Ca să fiu sigur că... Că înțeles. Că înțelege. Tu erai pe emoticoane de mic. Ne-am dat seama. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem vom și cânta, va fi nebunie mare. Publicitate. Vang și Ioana Ignaț sunt în studio alături de noi. Nu ne da vestea asta. Nu ne așteptam. Da. Cânte. Să ne cânte. Da. Ce ne cântați? Ce cântăm? Se numește Ultimul Anunț. Este un cântec pe care l-am lansat împreună când acum vreo două săptămâni, parcă, cam ceva așa de genul ăsta, da. Și care funcționează care foarte anunț? Bine. Ultimul Anunț e piesa asta, Ultimul Anunț. Nu, dar care e el? Adică vrei să vorbim despre asta? Anunțul ne interesează. Nu-mi spune să renunț. Asta e anunțul. Frumos. Și acum fiecare ia chestia asta acasă, da, și o interpretează și Teo Petru acasă. Da. Acum, rumegă, într-adevăr, că prea totul e despre mâncare. Exact. Mâncare să folosim termenul. Vreau să vă întreb, dar ce este ultimul? Adică, că după acesta nu mai e altul. Deci e ultimul, adică... Pentru că este ultimatul. Este un anunț, dar ce este ultimul? Am înțeles asta, anunțul este păi este ultimul anunț. Dar, mă rog, după el nu mai e nimic. Cu această dilemă rămân în minte până mâine, nu e așa, când o să ne întâlnim din nou. Mulțumim tare mult. Și ne mulțumim foarte mult. Să aveți sărbători liniștite. Asemenea, și fericite. Doamne ajută. Și voi și voi acasă. Mulțumim. Bunii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Ne revedem și mâine la ora binecunoscută, 10:30.